Bine v-am găsit la un nou video. Astăzi vom vorbi despre aplicația de videoconferință Zoom. Să intrăm pe site-ul zoom.us și după cum puteți vedea, putem intra la Plans and Pricing pentru a vedea ce ne oferă această aplicație. Vom lua ca și unitate de măsură varianta free și să ne uităm ce oferă. În această perioadă, aceștia oferă conferințe cu până la 100 de participanți și dacă dați pe căsuța de info, spune și ce presupun, ce înseamnă fiecare participant, ședințe 1 la 1 nelimitate, 40 de minute este limita pentru meetingurile de grup. Pentru ședințe nelimitate va trebui să folosiți planurile celelalte. Și se oferă suport pentru multe alte feature-uri, cum ar fi video HD, voice, aveți și screen sharing, screen share simultan e oferit chiar și pe varianta free. Posibilitatea să înregistrați conferința și să schedulați meetingurile, adică să le programați să înceapă la într-o anumită zi și la o anumită oră. Să începem. Vom da pe butonul de sign up pentru a ne crea un cont. Vom folosi contul pe care l-am creat, contul de Gmail creat în videoul anterior. Va trebui să ne introducem o dată de naștere. Să zicem decembrie 18 și să luăm un an aleatoriu 1990. Vom continua, ne se va cere adresa de e-mail. Vom folosi adresa de e-mail pe care am creat-o anterior, în videoul trecut. ingeducatie.popescu@gmail.com. Și vom apăsa pe butonul Sign Up. Vom apăsa pe butonul Confirm. Și ne-a fost trimis un e-mail pe adresa de e-mail prin care să confirmăm cu un link de activare. Vom deschide Gmail-ul. Și după cum puteți vedea, am primit un mesaj de la Zoom pentru a activa contul nostru. Intrăm în e-mail și în e-mail avem un buton de Activate Account. Apăsăm pe el. Ne va redirecționa către un alt tab și ne întreabă dacă suntem în detrimentul unei școli. Eu voi selecta nu, depinde de situație, puteți selecta da, nu. Și vom continua. Și acum trebuie să ne adăugăm datele despre noi. Vom scrie Digi Educație, Popescu, o parolă, ni se dau și câteva indicații în legătură cu parola, așa, aici va trebui să confirmăm și vom apăsa pe butonul de continuare. După ce am trecut de pasul de adăugare de date personale, ne va întreba dacă vrem să trimitem deja invitații către anumite persoane, dar vom seta alte persoane pentru conferință mai târziu. Vom bifa că nu suntem roboți acest checkbox și după cum vedeți aveți butonul de skip this step pentru a putea trece la pasul următor fără să adăugăm nimic aici. Și din acest moment contul ne-a fost creat și la pasul acesta putem testa un meeting. Dar noi ne vrem să intrăm în pagina principală acum. Să ne vedem contul și ce informații putem accesa de acolo. Mai deschidem un nou tab, zoom.us
zoom.us, accesăm. Și după cum puteți observa, avem butonul de My Account. Fiind deja logați, fiindcă ne-am activat contul anterior, dăm click și ne va duce în pagina principală. Vom avea câteva notificări aici despre noile feature-uri, dacă doriți să le citiți, eu le voi închide. Și în dashboard-ul principal ne putem adăuga o imagine. Putem edita diferite câmpuri în această zonă. Acum, cum creăm o videoconferință? Ne ducem în zona de meetings și la upcoming meetings ne putem crea un meeting schedulat, adică ne putem programa noi să înceapă la un anumit moment de timp, dar pentru acest video vom face un personal meeting. Vom accesa tabul de personal meeting room. Ni s-a creat automat un topic. După care avem un meeting ID, meeting password, de care nu avem nevoie momentan, și un URL. Acest URL poate fi folosit pentru a-l trimite participanților printr-un e-mail sau pe WhatsApp. Deci, practic, după ce creați conferința, dați copii la acest... puteți da copii direct la invitație și să o puneți într-un e-mail. Și aici destinatarul acestui mesaj va avea toate informațiile cum să intre în meeting room, adică ori pe baza link-ului, ori pe baza meeting ID-ului și a parolei. Vom face o demonstrație imediat. Întâi vom porni meeting-ul și pe urmă vom trimite și un link demonstrativ și vom conecta un presupus elev la meeting-ul nostru. Și să dăm, putem accesa butonul de Start Meeting de aici sau de aici. După cum puteți observa, mai putem și să edităm acest meeting. Dacă doriți să intrați direct cu video sau nu, eu voi lăsa momentan setările default cu care a venit. Și vom da Start Meeting să vedem ce se întâmplă. Acum, va începe descărcarea programului Zoom pentru a fi downloadat în PC. Dacă acest proces nu începe automat, putem da pe butonul de Download and Run Zoom. Dăm click. Ne va afișa un pop-up cu aplicația de Zoom. Dăm Save File. După cum se poate observa, apare și în bara de sus de aici. În cazul în care nu apare, va fi în folderul Downloads din sistemul dumneavoastră de fișier. Dăm click pe el și aceasta va începe instalarea în Zoom pe calculator. Vom aștepta să se încarce și să se instaleze, după care vom porni efectiv meeting-ul și vom face o simulare cu conectarea unui elev la meeting-ul nostru. Îi vom trimite o invitație de e-mail. Așteptăm 90%, mai are puțin, și îi dăm drumul. Vom fi într-o conferință. Se va conecta și ni s-a creat meeting-ul nostru. Aici ni se va afișa un pop-up cu dacă vrem să intrăm cu audio. Dăm Join with Computer Audio, suntem conectați deja cu audio, se vede și microfonul că vorbesc. Și ce opțiuni avem în momentul de față? După cum se poate observa, avem link-ul de la acest meeting, de la această conferință, pe care îl putem copia și îl vom trimite mai departe către cei care vor să participe. Vom face acest lucru imediat, puțin mai târziu. Vreau să vă mai explic câteva feature-uri din acest meniu. Dacă apăsăm pe Manage Participants, în
dreapta vom avea lista participanților și jos de tot putem, avem câteva opțiuni pentru ei. Putem să le dăm mute la toți în cazul în care vrem să ținem noi prezentarea și nu vrem să ne întrerupă, sau să îi scoatem, sau să scoatem permisiunea de mute, sau putem da individual. De asemenea, mai avem aici un butonaș cu 3 puncte, dacă dăm click pe el. Mai avem opțiunea să le permitem participanților să-și dea în mute singuri, adică să poată să vorbească. Și de asemenea, opțiunea de enable waiting room, în sensul că în momentul în care intră cineva, trebuie să le dăm și noi approve în prealabil. O să vedem imediat când o să fac o demonstrație cu un participant. Ce alte opțiuni mai avem? Avem opțiunea de chat și să trimitem ori în particular, ori la toată lumea din chat. Aici, salutare. Și există un grup de chat. Va vedea toată lumea. Toată lumea va vedea mesajele scrise acolo. Opțiunea de share screen. Avem opțiunea să ne share-uim în propriul nostru ecran. De asemenea, putem să avem la dispoziție și un whiteboard, o tablă. Dacă dăm click, dublu click, putem share-ui, practic avem o tablă pe care putem desena, scrie text, de exemplu. Aceasta este prima tablă, primul whiteboard și ne mai putem adăuga din colțul din dreapta jos încă una. Cea de-a doua, vedeți, puteți adăuga aici mai multe tablițe. Dacă doriți, dacă vreți să ieșiți, apăsați în X. Am ieșit din share screen. De asemenea, dacă vrem să ne share-uim propriul nostru screen, dublu click. Și acum ecranul este share-uit cu ceilalți. Vor vedea toți ceea ce fac eu. Dacă vreți, de exemplu, să le arătați, nu știu, cum funcționează o aplicație sau ce aveți nevoie. Butonul de deasupra de aici este pentru stop share. Dăm stop la sharing-ul de ecran. De asemenea, putem porni și video, momentan o să-l pornesc, și mai avem aici o opțiune de record care va înregistra efectiv prezentarea noastră. O puteți înregistra și dacă îi dăm stop recording, aceasta va fi convertită în MP4 și la finalul, când o voi da în meeting, vă va pune și să selectați fișierul unde doriți să fie salvată efectiv MP4-ul, videoul dumneavoastră. În principiu, acesta se salvează în folderul de Zoom. Vă voi arăta spre finalul videoului. Acum, vom copia acest link, linkul invitației la conferința noastră, și îl vom trimite unui elev. Vom intra în browser și vom scrie un e-mail către un elev al nostru, către un cont, un participant, un viitor participant la acest meeting. Vom scrie către digieducatie.elev@gmail.com invitație. De fapt, vom scrie link invitație conferință, link invitație curs. Salutare. Aici ai linkul către prezentare. Prezentarea cursului de astăzi. Și vom da, am copiat linkul de acolo, vom da ori click dreapta paste, ori control V pentru a copia acest, pentru a copia linkul către invitație. Vom da trimite. Și acum vom vedea dacă acesta va intra.
în câteva momente. Voi vedea, eu voi accesa, am celălalt cont de elev pe mobil și am conectat contul lui și voi intra, am instalat aplicația Zoom pe mobil și nu am nevoie de cont acolo, trebuie doar să intru în aplicație și trebuie să-mi setez un nume. Îmi setez un nume de elev 1 și îi dau OK. Și acesta s-a conectat. După cum vă spuneam, pe elev îl puteți vedea aici. El este într-un waiting room. Trebuie să-i dați approve, admit sau remove. Asta poate să fie destul de complicat în momentul în care se conectează, să zicem, 50 de persoane, să dați la toți approve. Va ieși acest elev momentan, leave meeting. Și vom seta opțiunea de, v-am spus mai devreme de aici, de la 3 puncte, vom da disable la waiting room, adică participanții să intre direct, să nu mai trească să le dați approve. Din nou, elevul va încerca să conecteze. Și după cum se poate observa, elevul deja a intrat. Acum, aveți mai multe opțiuni pentru elev, puteți să faceți un chat cu el, să îl întrebați să pornească un start video. De asemenea, elevul poate să ridice mâna, adică, spre exemplu, poate are o întrebare în timpul prezentării și va apărea în felul următor. Apare o mânuță aici și noi aici, de exemplu, la finalul lecției sau chiar în timpul ei, când vedeți că cineva are mâna ridicată, putem să îi dăm unmute la microfon și să-și spună întrebarea. Și vom da lower hand, fiindcă am răspuns la întrebare, sau aceasta o putem face cu toți elevii la finalul cursului, sau luăm chatul la rând, poate a pus cineva întrebări în chat. De asemenea, dacă vrem, momentan elevul este unmute, dar este muted, dar să trebuie să avut în vedere în momentul în care dați mute all, ei au posibilitatea să-și dea unmute singuri. Ar trebui să debifați asta, să nu mai aibă posibilitatea asta. Spre exemplu, acum dacă vrea să înceapă să vorbească, nu poate. Deci în momentul în care dați mute all, să nu le dați posibilitatea ca, pentru a nu vă întrerupe. Și să vă întrerupă doar când îi dați unmute unuia dintre elevi. Și în acest moment voi închide meeting-ul și ar trebui să-mi arate și folderul unde s-a salvat recordul meu, fiindcă mai devreme în prezentare am apăsat pe butonul de record pentru a înregistra o porțiune din video. Vom da un end meeting. End meeting for all. Și aici convert meeting recorder. Recording și după cum vedeți aici îmi spune în ce folder aș vrea să mi se salveze. By default îl salvează în documents în Zoom și sunt salvate pe folder în funcție de oră și data la care a avut loc meeting-ul. Vom da OK, by default vreau să se salveze aici. Și cam acesta a fost videoul. Aceasta este aplicația de Zoom de pe calculator, vă puteți loga și de aici și să creați meeting-urile direct. Vă mulțumesc, vă aștept în următorul video.